Potrivit declarațiilor Cristinei Munteanu, primarul comunei Prundeni, la această oră, 7 familii din comună se află în izolare la domiciliu, respectându-se cu strictețe această măsură. Primăria sprijină întru totul familiile respective și este la dispoziția lor ori de câte ori au nevoie de hrană sau medicamente. De asemenea, în această perioadă, angajații primăriei Prundeni se deplasează și la persoanele de peste 65 de ani din comună, care au nevoie de anumite servicii, tocmai ca aceștia să stea cât mai mult în case, fără a lua contact unii cu alții. Angajații primăriei pot lucra de acasă în sistemul telemuncă, astfel încât să evite aglomerația în cadrul instituției. Suntem foarte bine, avem persoanele și noi izolate la domiciliu, îi verificăm personal, am verificat zilnic, le-am asigurat tot sprijinul necesar și pe partea medicală nu a fost însă nevoie, pe partea asigurării cu alimente sau nevoile zilnice, colaborăm foarte bine cu medicii de familie, cu poliția, chiar acum am în teren. Trei fete, plec și eu cu ele și bineînțeles îmi face echipă și cu poliția. Identificăm și persoanele peste 65 de ani, cele cu nevoi, cu dizabilități, cu afecțiuni gen diabet, afecțiuni cardiace, care implică sprijin absolut. Fetele sunt în teren, am identificat persoanele, mergem acum, am luat legătura și telefonic, anumite persoane se descurcă singure sau au aparținători. Pentru celelalte, suntem în teren acum și asigurăm sprijinul necesar. Eu zic că suntem foarte bine, persoanele izolate au ascultat, sunt sub control, ne ascultă sfaturile, îndeplinesc condițiile și au luat știință despre măsurile pe care trebuie să le îndeplinească, despre igienă, despre condițiile pe care trebuie să le... Da, în acest moment... Totul este bine, foarte bine la nivel de... De localitate. Bine, în acest moment, câte persoane aveți în izolare? Lista până ieri era cu 7 familii, per total se mai actualizează astăzi. Transmit încredere, da? Baza mea este profesională, este cadrul medical, voi fi alături de ei, să aibă încredere că îi voi sprijini, voi fi lângă ei, vom fi lângă ei toată echipa primăriei Prundeni. Suntem bine mobilizați, legate faptul că apare acum, a apărut și zăpada, să stea liniștiți, plugul este pus pe utilaj, suntem în comună, muncitorii noștri, cei de la SCUC, intervin acolo unde este nevoie. Eu zic că sunt foarte bine în acest moment. Vă mulțumesc. Dumnezeu, Dumnezeu, ca acest virus să fie cât mai puțin agresiv, ca răspândirea comunitară să nu fie sau să fie la un nivel foarte mic încât atât la nivelul acela în care poate să fie gestionat. Mă pricep la partea medicală și mă implic, să știți. Aici, în instituție, măsurile sunt foarte bune, ne protejăm, avem mănuși, avem măști, dezinfectante, dezinfectăm, salariații știu să păstreze distanța în comunicarea cu cetățenii, încerc să-i protejez lucrând în sistem închis și de astăzi chiar am făcut o adresă acum, bineînțeles, pe grupul nostru cu primar și prefectură, să încerc să gătim o soluție ca parte dintre salariați care pot lucra de acasă, chiar acum vreau să am o discuție cu ei, să lucreze de acasă în sistemul telemuncă.